Astăzi vorbim despre principiile deschiderii, dar o formă mai avansată a principiilor de deschidere. Deci noi am învățat cele trei principii mari și late: lupta pentru centru, dezvoltarea peselor ușoare și punerea regelui la adăpost, care, apropo, nu prea sunt în aceeași ordine. Ordinea asta care spuse acum este pentru alb valabilă. Pentru negru, punerea regelui la adăpost trece de pe locul 3 pe locul 2. Adică lupta pentru centru, punerea regelui la adăpost și dezvoltarea ușoară a pieselor. Dar în afară de aceste trei principii, mai sunt niște sfaturi care pot fi încălcate, da? Stai să pun ochelarii pe nas. Undeva mea, acum sunt ochelarii. Uite, e aici. Deci, așa. Și pur și simplu facem, ne uităm aici. Deci vezi, advance and opening principle. Partea întâi și partea a doua o facem în continuare. Deci partea întâi. Și avem așa. Deci, ni se arată nouă o partidă, cum trebuie să, cum poate fi nebun C4, nebun C5, rocadă mică, dama H4, ce e mutat cu albul aici. O mutare foarte agresivă, dar foarte proastă. Zi? E dama, nu? Evident, da? Uite ce ușoare sunt. Da? Care a pe H4. Alt exemplu, E4, D5. Asta este un caz în care ni se arată nou, ca să spun așa, pericolele care ne pândesc când scoatem dama repede la luptă. Deși până aici, asta este o deschidere care se joacă. Se cheamă apărarea scandinavă. Însă la acest calc C3, care este o mutare de dezvoltare cu tempo pentru că îți atacă dama, dama asta trebuie dusă ori la D6, ori la D8, ori la A5. Aceste trei continuări sunt bune, pentru că dacă încerci, cum a încercat negru în această partidă, să facă buzdăgănii, să joace, de exemplu, dama G5, ne scoatem piesele cu tempo pe seama acelei dame. D4, uite-te și tu cum dama asta nu-și găsește, ce muți cu albul aici. E o legare, ce mare lucru. B5, da? Bye bye dama, da? Bun. Sunt așa de încălzire, ca să spun așa. Ai văzut și exercițiul anterior și ăsta foarte simplu. Din nou E4, E5, nebun C4. Asta e deschiderea nebunului. Calc C6, dama H5. E un fel de atac, încearcă să dea matul școlarului, da? G6, dama F3. Din nou încearcă dama F7, calc F6, G4. Observăm aici cum din nou albul și-a scos dama, acum albul și-a scos dama față de exemplu anterior la luptă, dar fără niciun, ca să spun așa, motiv. Pentru că de aceea e sfat. Poți să scoți dama la luptă la început dacă îi găsești un câmp de pe care ea nu poate fi atacată, de pe acel câmp ea nu poate fi atacată și tracasată de piesele adverse care să se dezvolte pe seama ei. Dar dama asta aici poate fi tracasată de o piesă neagră, cal de 4. Și dintr-o dată te pomenești cu faptul că trebuie să apere atât dama din F3 cât și pionul din C2 de către cal C2 șah și tură.
Deci damă de 1, vin apoi de 5. Și observăm aici că acest pion înaintat este de fapt un atac atât asupra nebunului din C4, dar și asupra pionului din C4, care e atacat de două ori, da? Deci bate, îți bat cu atac acel pion, F3 și cale 4. Asta este o mutare care permit, practic prin această mutare, negru îi subliniază albului faptul că este mult, dar mult rămas în urmă cu dezvoltarea și datorită faptului că a jucat F3 pentru a nu pierde dama în acest moment. Deci după nebun G4, pentru a nu pierde dama, n-ai decât F3 la dispoziție. Cal F3 nu poți, ca și avea două bătăi pe acel cal. Nebun E2 nu poți, că pur și simplu ți-aș bate și când pas cu calul îți dau șah la F3 și te las fără rocadă. De aceea, dacă înjoci F3, dintr-o dată ți s-a slăbit diagonala asta, H4 de 8. Și acest cal E4, practic, îți arată ție că ești pierdut și e cazul să cedezi. Fii atentă, Sofie. Deci, bați nebunul, îți dau șah de damă, n-ai decât rege pe 1, damă pe 2, șahmat. Vizualizezi? Da. Calul nu poți să-l bați, că acest pion e legat, în spate ai damă. Nu? Asta însemna aici că, de fapt, marea amenințare a negrului aici este damă H4 și te-a luat gaia, urmat de damă F2. Deci, practic, tu aici ar cam trebui să joci H4, dar asta nu-i poziție. Asta pur și simplu, H4, cal G3, ești groghi cu cârnață. Așa. Deci, văzurăm două exemple în care scoaterea damei fără cap, cum s-ar spune la începutul partidei, nu este un lucru foarte bun. Suntem cu albul, ni s-a dat un șah. Deci ultima mutare a negrului a fost dama E7 șah la regele nostru. Este bun acest șah? Nu. Gândește-te că ăsta începe să plângă în spate. Ca să-l scoți pe ăsta, dintr-o dată îți vor trebui două mutări. Trebuie să joci G6 și nebun G7 sau să mai muți o dată din damă să-i dai drumul așa, nebun E7. Dar problema e, trebuie să-ți rezolvi problema șahului. Ce joci cu albul aici? Vreau o mutare simplă, normală, de dezvoltare. De exemplu, să nu te văd că îmi propui rege de 2 ca să joc turne 1, să-ți prind dama. Nu, eu vreau o mutare normală de dezvoltare de la tine. Ce joci cu albul aici? Păi știi șah. Ești în șah? Poți să bagi rocadă din șah? Scapă de șah întâi și până nu bagi rocadă. Corect! Deci nebune 3, calce 6 și acum crocadă, cum zic eu, da? De la crocodil. Corect? H6, iar o mutare stupidă. Ce joci aici? Ce-ai mutat cu albul? Încercând, practic, să profiți de faptul că regele și dama se află pe aceeași coloană deschisă. E. Foarte bine. Complet. Din nou, un alt exemplu. 4 e 5, cal pe 3, dama pe 6. Asta e o partidă de-a lui Paul Morphy, în care din nou vedem ce înseamnă să-ți amplasezi dama într-un mod foarte prost, pot spune. Deci să aperi cu dama un pion și să o scoți pe un câmp unde de obicei trebuie să stea calul negru din G8. Și dama asta poate fi ușor atacată de piese adverse cu tempo. Deci, uite ce mută Paul Morphy aici. Mutare naturală de dezvoltare. Cal C3, de bun simț, amenințând cal D5. C6, ca să oprească.
cal de 5, da? Pentru că dacă mă las să joc cal de 5, trebuie neapărat să duci înapoi cu dama 5-6. Dar acum, dintr-o dată, Paul Morphy angajează lupta pentru centru, pentru că el are deja doi cai dezvoltați și negru nu are decât o damă de 4. Și după E5, ia pe D4, îl ia prin surprindere pe negru cu mutarea asta intermediară E5. Pentru că această damă este pur și simplu în pericol. Și după damă G6, care chipurile îți interzice să muți acest nebun cățeau la G2, și în același timp trebuie să te gândești că ai și calul din C3 în priză, ce-ai jucat cu albul. Și vreau să-mi propui o mutare care să respecte, să pună înaintea recâștigării de material, să pună în față dezvoltarea. Pentru că, încă o dată, Sofie, într-o partidă de șah, în deschidere, de cele mai multe ori, inclusiv la cel mai mare nivel, apare această luptă între tendința de a-ți dezvolta cât mai rapid piesele și tendința de a câștiga material. Dar în momentul când câștigi material, pierzi tempouri, adică pierzi timp în dezvoltarea pieselor proprii, pentru că tu nu poți să iei o piesă adversă decât cu piesa a ta deja dezvoltată, de obicei. Da? Asta înseamnă că tu, în loc să-ți dezvolți altă piesă, muți de două ori cu o piesă care deja e dezvoltată. De aici apar și gambiturile. Da? Deci ce joci cu albul aici ca să atași dama asta și să nu îi bagi în seamă nici bătaia, atacul a pionului negru asupra carului din C3, nici faptul că îți lași pionul din G2 neapărat. Atacă dama cu o piesă ușoară. T3, curaj, foarte bine. Și când bate, zici, păi bine, dar mi-ai luat un pion și mi-atac și turnul. Păi da, dar turnul ăsta la rândul lui îți atacă dama cu tempo după turn G1. Și într-adevăr, negru ce are plus aici? Are, cât are? Doi pioni în plus. Dar la el nu joacă decât damă. Damă H3, turn G3, damă H5, turn G5, damă la loc. Că n-ai unde, la H6 ar însemna pur și simplu să te pui pe diagonala acestui nebun din C1. Și aici, uite, Paul Morphy, așa cum a fost el Paul Morphy, prim campion mondial, dar nici el nu găsea cele mai bune mutări. Deci el face o mutare din nou de hărțuirea damei negre, dar nu cea mai bună. Cea mai bună ar fi fost nebun F5. El joacă nebun F1. Da, e bună și asta. Dama E6 și acum debii bate acest pion de la D4 cu calul, hărțuindu-i dama, da? Deci bate. Dama E7, cale 4, toate piesele dintr-o dată încep să se apropie de regele negru, care... Deci observăm un lucru. Paul Morphy și-a luat un pion înapoi. Deci negru nu mai are decât un pion în plus, dar din punct de vedere al dezvoltării, negru stă groasnic. Nu și-a scos decât o damă. Regele e în centru tablei și suferă amenințarea lui cal de 6 șah urmat de cine știe ce. Ce joacă ăsta aici? Nici nu mai dă complet. E considerată pusă pe calculator, poziția asta este câștigată. O altă. Asta e foarte simplă. Ia, să văd și mai țin. Cum combați această apărare a pionului din E5? Ți-am arătat-o, dar mai de mult, într-adevăr. De aceea e bine. E complet greșită această apărare. Îți mai aduce aminte? Ce joacă albul aici? Să știi că la odică poți să joci și nebun C4. Nu poți să te contrazic. Dar există o variantă forțată aici, care pur și simplu dă peste cap totul. Nu. Începe cu un sacrificiu. Calea pe E5. Să ții minte asta, da? Atâta timp când muți pionul de la F7 la de pe coloana F7, F6, îți apar de foarte multe ori astfel de sacrificii. Și după T5 urmează dama H5.
Și practic nu poți să joci aici G6, să oprești șacul, pentru că aroma dame E5, șac și tură. Vezi? Deci când joc G6, îți iau pionul din E5 cu șac și practic e un atac dublu. Îți iau și tura din H8. Și practic ce-am făcut eu? Ți-am dat un cal, da, pe un pion, dar îți voi lua doi pion și o tură pe un cal. De aceea negru vrea, nu vrea, trebuie să joace RG7. Dar din nou, pionul din E5 cade cu șac. Deja aici te poți considera super mulțumit cu negru, pentru că într-adevăr ai dat un cal, dar l-ai dat în acest moment pe doi pioni, plus că regele l-ai făcut praf, doar de către două piese, șah, șah la F5, rege H4, ce jucăm aici, rege H6, scuze-mă, deci un rege tras de mustăți în centru tablei, jucăm D4, îi dăm drumul și la acest nebun, și la G5, pentru că altceva n-ai. Ca să scapi, ce joci aici cu albul? Ca să-l implici și pe ăsta în atac. Rocadă. Păi și cum îl implici la rocadă pe turnul ăsta în atac? Ca să-l implici înseamnă să obi că trebuie coloană. Exact. Deci H4 este un pion legat, atacat în acest moment de 3 ori, dar nu-ți voi bate cu nebunul, sau poți să-ți bagi cu nebunul. De exemplu, dacă bagi aici, ca să spun așa, nebune 7, ca să nu-ți bat cu nebunul să-mi dama, îți bat cu pionul și e șah dublu. Deci, încă o dată, nebune 7, ca să nu-mi bați cu nebunul să-mi dai șah și damă, da? Da? Îți bat cu pionul, șac și de la pion și de la turn, n-ai decât rege G7 și urmează damă pe 7, șac și mat. Asta este complet paralită problema asta, poziția asta, nu problem, pentru negru. Ce-i juca cu albul aici? Ăsta este un caz foarte tipic și închipuiesc că partida asta a început așa, deci ce-o spun eu pur și simplu. Deci E4, E5, cal F3, cal C6, nebun C4, D6, rocadă mică și ultima mutare a negrului a fost cal E7. În loc să scoată aici calul la F6, care era normal cal F6. Cale 7. Ce juca cu albul? Evident că treci la atacul acestui pion. Îl vezi? F6. Da, și partida asta e foarte comică. Deci fii atentă cum continuă aici. Nebun F7, șah. Poți să joci și cap F7. Cap F7 mi-asigură mie câștig material, pentru că îți fac purculiță la damă și la tur. Dar întotdeauna când vezi o mutare bună, cauți alta și mai bună. Și ăsta vede un mat foarte frumos pe tablă. Nebun F7. Și acum damă G4. Totul intră cu șah. Ăsta împinge. Ăsta zice mersi, ăsta împinge în damă, da, H5, disperat. Dar uite-te ce mat frumos îi dă albă aici. Împinge F6 șac de la damă, da, trebuie să bați dama pe altceva în. Și acum e mat în două mutări, ce juca cu albă? Cu mat în două mutări. E6, da? Da. Și pe urmă, pe 7 mat. Da. Da.
Asta e a 10-a din prima parte de principii avansate, facem și partea a doua și pe urmă, uite, vezi, am terminat și... Iute! Apărarea aleși, da? Deci, cu dată, jucăm E5, jucăm C4 și jucăm D4. Asta e o variantă foarte de bază, da? Din apărarea aleși. Și normal, încă o dată, negru trebuie să joace aici D6. Deci negru te-a lăsat pe tine să ocupi centrul cu pionii, dar pionii tăi sunt puțin avansați și ăsta este contrajocul de bază al negrului în apărarea rehin. Să ataci acel centru de pioni alb cu pionii tăi să încerci să-l distrugi. Deci normal trebuie să joci D6. Aici însă, în această miniatură, negru încearcă să-l atace cu piesele ușoare, mai precis cu caii. Și joacă aici calce 6. Și asta e o prostie. Pentru că îi permite albului să se arunce pe el. D5, ăsta ia, dar acum jucăm C5. Și ăsta unde, doamne, atât nu se mai poate duce? Doar la C4. Da? De fapt, indiferent că te duci la C4 sau la A4, eu cu albul joc damă de 4. Scuză-mă. Și am trecut pur și simplu, ți-am atacat acești doi cai care sunt așa ziși cai, se cheamă cai ăștia, nu mai țin minte, care se susțin unul pe altul, dar după o simplă mutare ca și B3 sau F4, amândouă le-am la dispoziție, vei pierde unul din cei doi cai. Hai repede să facem și pe asta, ok. Partea a doua. Retry. Ok. Hai că mai avem 5 minute. În 5 minute ți le fac eu, let's get started. Din nou cu exemple foarte calce 3, ăsta e jocul celor 4 cai. Da, sau 3 cai. Asta chiar e o partidă, stai așa. Deci e de 4, cal de 5, nebun G7, nebun G5 și ăsta e joacă aici cale 7. Da, asta e o partidă, am impresia, chiar jucată la nivel foarte înalt, la negru fiind Sergei Karjakin, care, iar la alb, este un alb mare maestru de top, tot rus. E Sipenko, parcă, sau mă rog, nu mai țin minte cine a fost la alb, dar, sau Andreikin, scuză-mă. Deci, albul și-a pionul înapoi, negru zice, păi, tântălăule, am două bătăi, și rămân cu o piesă în plus, dar albui bate nebun. Și de ce nu poți să bați această damă? Pentru că în partidă Karjakin a făcut rocadă mică. Da, încă o dată. Deci Karjakin, dacă bați așa, îi dai șa și mat. Aici observăm un exemplu foarte sugestiv de ce înseamnă să nu ai nebun de cazemată pe tablă. Deci câmpurile negre devin extrem, extrem de slăbite. Dacă vreți să știi, în partidă ăsta Karjakin a jucat rocadă mică, dar după cal pe 6 din nou a fost făcut mat pe tablă. Da? Deci a făcut Karjakin săracul rocadă mică, a urmat însă cal pe 6, șah, rege oriunde și până după deci a jucat rege G7, cal G4, șah de la damă, cal ia pe D4, a urmat însă nebun H6 și după rege rege G8, cal pe 6 mat. Deci, încă o dată, aici
așa și așa. Următoarea partidă. Din nou o deschidere normală de 5. H3, cal B6, turneu 1, H6, cal D2. Și ăsta îi bate dam. Îi bate pionul din T3. Dar și eu cu albul pot să-ți bat pionul din E5. Damă G3. Cum oprești cele două amenințări ale negrului aici? Pentru că negru cu acest damă G3, pionul F2 fiind legat, nu poți să-i bați damă, are două amenințări. Atât damă ia pe F2, cât și calea pe E5. Trebuie neapărat să-i joci damă F3 aici. Și după damă F3, să bați cu celălalt cal și poziția să menține egală, da? Să fi ajunsă la numărul 2. Dacă joi vom fi tot singuri, dar nu, precis nu vom fi singuri. Pentru că ți-am spus, în primul rând, i-am spus lui David să vină la de la 4 la 5, plus că o să vină și Alex. E ora 5. Opri.